În părerea mea, o volieră să fie perfectă este să fie bine aerisită, să îndeplinească condițiile ca la toată lumea standarde și cred că un punct cel mai important este ventilarea, adică porleilor să aibă spațiu cât mai mare de aerisire, ca praful dinăuntru sau aer închis să nu îl afecteze undeva la căile respiratorii sau la sănătate. Asta este punctul meu de vedere. Deci, încă o dată, voliera să fie bine, bine aerisită. Și porumbeii sănătoși, bineînțeles. A sfătui tinerii care vor să se apuce de porumbei, în primul rând, să achiziționeze un numeric mare, la început să vadă cum este, până începe să vadă cum stau lucrurile în columbofilie. La momentul ăsta, bineînțeles că costurile, să încercăm să băgăm la competiții, vă dați seama la criza care a fost și la toate astea, sunt niște costuri foarte mari la pandemie care a fost, iar tinerii care vor să se apuce, nu e o dezamăgire, trebuie să aibă și un pic de bani ca să achiziționeze păzări bune și ar putea să încerce cu câteva perechi la matcă, 5 perechi la matcă acolo, să aibă niște porumbei de calitate și ar trebui sprijiniți în punctul meu de vedere și de federație ca să le dăm un curaj la acești copii să participe în columbofilia asta, să vină în număr cât mai mare și să îi sprijinim, ca și pe cei în vârstă, care în punctul meu de vedere poate a reprezentat țara asta cândva, au venit alți porumbei din spate, oamenii sunt neajuns, oamenii în vârstă, vreau să vă spun, ca și copii, încă o dată mă repet, copiii trebuie ajutat undeva, sprijiniți undeva ca să încurajăm sportul ăsta columbofil, să vină alții din spate să ne reprezinte și ei, România și județele pe unde zboară și cred că ar trebui sprijiniți cumva de federație, în punctul meu de vedere, scăzuți cu anumite taxe, eu știu, nu știu, așa că la club se plătesc ca fiecare cotizațiile și tot zborurile, trebuie ajutați cumva ca să devină și ei campioni. Dar încet, încet, că nu se poate face un campion peste noapte, în punctul meu de vedere, și trebuie timp, răbdare, experiență și ca să aducem tinerii ăștia în sportul ăsta columbofil, trebuie să-i sprijinim cumva ca să îi încurajăm să bage la competiții și să vadă cum este sportul, să le placă, că dacă nu le facem facilitățile astea, sportul columbofil încet, încet dispare de membri și cred că nu are cine să-i aducă să participe la competiții la porumbei. Prezint porumbelul cu seria 20 66 81 de 2015, care acest porumbel m-a reprezentat locul 1 fond național, un punct și 96 de sutim, record. Și acest porumbel a fost și locul 3 la Cupa Europei în Cehia, la Brno. L-am la lotul de reproducție, nu l-am mai zburat. Și deocamdată acum e la reproducție, are pui. Și să încercăm și acest an să mai scoatem descendenți din el, să ne reprezinte pe viitor la competiții de fond. Și acest porumbel a fost și la Izium Național, mai multe competiții, care cel mai bine s-a pretat la fond, cu, v-am spus, cu un punct și 96 de sutimi. A fost cel mai bun porumbel al meu din Coteț și de-a lungul timpului, la fond, nu zicem la cei de maraton, și să vedem în continuare dacă mă mai poate reprezenta pui din acest campion național, cu locul 1 național și locul 3 la Cupa Europei. Vă arăt un alt mascul de anul 2020, care deocamdată m-a reprezentat și anul trecut și anul ăsta, cu seria 291458, care anul trecut au venit la primul fond, primul,
Anul acesta a venit la acest fond tot primul, la Prezmil 2, la Prezmil 1 a venit al 6-lea și este într-o linie de Bucaciuc, Daniel, dintr-o fică de-a lui Bucaciuc și are un sprint foarte bun, o aripă foarte bună, cum vedeți, și să vedem în continuare cu normele și ce poate să îndeplinească anul acesta și pe ruta Polonia. Să-l vedem în continuare. Asta este o altă femelă care am zburat-o. Este locul 2 la fond, la Prezmil 2. Acel mascul era locul 1, asta este locul 2 pe Giurgiu. Și femeia a mai concurat-o, au mai venit la competițiile astea de fond și pe Ucraina și anul ăsta văd că începe să facă față și pe ruta Polonia. 230, 417. E a doua venită, am locul 1, locul 2, locul 3 la Prezmil 2 pe club și locul 1, locul 3, locul 7, nu mai știu, pe județ, cu 3 porumbei, la Prezmil 2 încă o dată și să vedem în continuare la următoarele fonduri dacă fac față porumbei pe ruta Polonia. Vă prezint a treia femelă care a venit de la fond, locul 3 pe Giurgiu, pe club și locul, nu mai știu, pe județ, locul 7, 8, 10 pe județ. O femelă care a mai venit de față, nu este întâmplător, o femelă de explozie, care a mai venit și pe partea cu Ucraina. Seria este 231-492 de 2019 și am avut niște satisfacții care această femelă a venit de față mereu, a tras în porumbei de echipă și m-a reprezentat și pe ruta Polonia, care văd că e venită de la fondul acesta, e un pic trasă, dar începe să vadă că se recuperează și o angajăm la Prezmil 3 să începem să vedem dacă începe să îndeplinească norma și să facă punctaje cât de mai bun. Vă prezint o femelă tânără care de 2021 cu seria 5-3-5-3-5-3 de anul 2021, care au venit tot de față la mine pe crescătorie și pe județ, care tineri la fondul acesta mai greu, Prezmil 2 și Prezmil 1, are amândouă etape clasate această femelă și cred că va face norma fond la tineret și cred că încerc să-i recuperez cât mai bine și să-i reangajez înapoi la etapele de fond, să-și facă norma, să vedem și la următorul an care face palmaresul. Dar deocamdată sunt niște porumbei din linie de maraton, care acest fond am 670 de kilometri, dar ei parcurg necontabilizați kilometri mult mai mult și acești porumbei au făcut iar diferența de un an de zile, care vine în primii 10 porumbei la mine pe crescătorie, și am început să se vadă perechile de matcă care sunt valoroase pe ruta Polonia. Acest mascul este frate cu seria cu 5-3-5-3-5-3, adică el are 5-3-5-3-5-4, frate de cui cu seria 5-3-5-3-5-3, aceeași cuplu de la matcă, din aceeași pereche, care are două din două fonduri clasate, două prezmiluri, și urmează la al treilea să îl reangajăm înapoi, să vedem dacă îndeplinește norma fond. Sunt veniți la mine pe crescătorie în primii 10 și să vedem dacă și anul acesta pe ruta asta începe să-și facă datoria și să-i vedem și la toamnă rezultatele care pot îndeplini acești doi frați de cuib, încă o dată, din aceeași pereche, care fac diferența, văd, până la momentul acesta și să-i vedem încă o dată cu normele îndeplinite și punctajele la acești doi frați.
acest mascul anul trecut la primele etape de fund. Au venit iar de față la mine, la cât ce an a fost anul trecut, și au început să-și facă datoria și anul ăsta pe Polonia și iar au venit în primii și văd că țin pasul și pe ruta asta cu Polonia. Seria porumbelului este 230-422 de 2019. Un porumbel frumos. Încă o dată e a treia zi după concurs, uitați, e un pic tras și începem să-i recuperăm cât mai bine, să vedem la etapa următoare de prezmil, să le angajăm și să-i recuperăm cât mai bine și să-și facă datoria iarăși la fonduri. Această femelă am angajat-o de la bun început în țară. A clasat etapele și de viteză și de demifond. La primul fond am angajat-o la primul prezmil. A venit în primii 10 iară la primul prezmil. Iar acum am angajat-o la etapa de maraton și a ocupat locul 39 pe lansare și locul 1 pe Giurgiu și nu știu pe Dimbovița, locul 2 sau 3 pe Dimbovița. Femeia are seria 291-415 de 2020. Vom angaja-o înapoi la următoarea etapă iar și să vedem dacă fost să facă norma maraton și bineînțeles punctajele cât mai mici pentru a îndeplini norma pentru expoziție și să încercăm să vedem etapa următoare cu punctajul care o să facă și după etapa asta care a fost de asta. Și încercăm să vedem dacă am putea să facem asul național la această femelă. Are 6 etape, mai sunt etape și de maraton și de fond și o reangajăm să vedem dacă poate să îndeplinească asul național. Porumbița a fost de toate categoriile, și viteză, și demifond, și fondul. Ia să vede și la maraton, uitați, locul 1 pe Giurgiu, locul 2 sau 3 pe Dâmbovița, și pe București locul 39 sau 40, ceva de genul, pe clasamente. O altă femelă de anul 2021 cu seria 53-52-50 de 2021. Am angajat-o la maraton și a venit, nu a venit în prima zi, a venit a doua zi, la 7 și un sfert, a prins clasamentul și să vedem acum cum poate să îndeplinească norma maraton. Încercăm la norma maraton, următoarea etapă, și să o vedem la toamnă cu punctele care face pe ruta Polonia, care e o rută, v-am spus, mult mai grea. Și angajăm, cum vedeți, și porumbei tineri, care începe să-și arate valoarea și care pot să zboare foarte mult pe această rută și să facă diferența față și de bătrâni care nu pot să îndeplinească norma și nici măcar să vină acasă în timp real. Iar tinerii acestea promite foarte mult și cred că o să îndeplinească norma maraton și să vedem și de azi maraton.